Conform proiectului de act normativ, directorii de școli nu vor mai fi obligați să-și exercite și calitatea de profesor, adică să predea. Aceasta în condițiile în care, în prezent, conform legii Educației Naționale, personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat doar parțial de norma didactică de predare. În momentul de față, directorul are 4 ore de predare, pe când directorul adjunct are 6 ore. În opinia inițiatorilor, măsura este de natură a eficientiza managementul unității de învățământ prin scutirea efectuării atribuției de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic. Cu toate acestea, părerile sunt diferite în rândul directorilor de școli gălățene, care consideră extrem de importantă legătura dintre elev și profesor. Aceștia mai susțin că o școală nu se poate conduce doar din birou. Faptul că un director ar avea numai funcții administrative nu cred că este firesc, nu cred că este bine. În mod normal, el trebuie să aibă pulsul clasei, ceea ce se întâmplă la ore. A nu intra în contact cu elevii, a nu-ți face meseria pentru care ai ales, este dificil. Noi luăm pulsul la școală prin aceste ore pe care le predăm. Și numai dintr-un birou nu cred că vom conduce mai bine școala. Nu doar directorii vor beneficia de acest drept, ci conform documentului citat și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ.